Începând de luni, 23 februarie, Bulevardul George Enescu și strada Universității vor căpăta din nou aspect de șantier. Lucrările la cele două artere importante din municipiu sunt așteptate de către locuitorii zonelor de mult timp, în condițiile în care reabilitarea le tot este promisă de ceva vreme. Odată cu începerea lucrărilor, primarul Ion Lungu a adresat un apel cetățenilor din zonă de a-și ridica mașinile parcate de-a lungul șoselei care ar îngreuna lucrările. Bine elargită strada cu o nouă bandă de parcare, 170 de locuri de parcare pe strada George Enescu, 51 de locuri de parcare pe strada Universității. De asemenea, la fel o problemă sensibilă la care noi avem aprobările de la Garda de Mediu, pe strada sau pe Bulevardul George Enescu vin tăiați 49 de tei, iar pe strada Universității 21 de tei. Sigur, în proiect este prevăzut că acești tei să fie plantați înapoi în această toamnă. Vom pune tot tei, nu japonezi sau de altă natură, dar asta este proiectul care sunt pe alineamentul lărgirii străzii, trebuie să tăieți. Partea negativă a situației este aceea că trebuie făcute și lucrări la apă și canalizare, însă proiectul de reabilitare stradală obligă mai întâi la asfaltarea străzii. În caz contrar, finanțarea de 8 milioane de euro se va pierde, primăria fiind nevoită să ramburseze suma de bani primită. Astfel, atât CET cât și primăria vor să facă lucrările cu fonduri europene care trebuie cheltuite până la finele acestui an. La proiectul actual de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare, lucrările nu sunt în grafic, la fel cum și la proiectul de asfaltare, situația este de genul acum ori niciodată. Mai sunt niște lucrări de făcut pe apă și canalizare, numai că nu putem să ne permitem acest lucru pentru că vom pierde finanțarea dacă nu cheltuim acești bani, dacă nu facem proiectul pe străzi de aproape 8 milioane de euro, dacă nu îl terminăm, trebuie să dăm toți banii înapoi. Deci am ajuns în această situație, noi ne-am făcut temele și acetul și-a făcut temele și s-a mai lucrat pe Bulevardul George Enescu și proiectul ISPA și pe proiectul postul de mediu. La postul de mediu, sigur că noi ne-am dorit, municipiul Suceava, o sumă de 30 milioane de euro. Din păcate am primit numai 20 de milioane de euro și nu acuz pe nimeni, să știi că valoarea proiectului a fost de 120 de milioane la nivel județean. Și atunci am terminat toate orașele, Rădăuțu, Fălticeniu, Gura Humorului, Vatra Dornei, cele care n-au fost, noi am mai avut în prima etapă ISPA. Așadar, ACET vrea să facă și lucrări la rețelele de apă și de canalizare de-a lungul unor străzi importante din oraș, unde primăria vrea la rândul ei să facă lucrări ample de asfaltare tot pe fonduri europene. Situația este foarte complicată pentru că odată executate lucrările de asfaltare, nu mai este permisă intervenția la acele străzi pentru alte proiecte de infrastructură, indiferent că este vorba de cea rutieră sau de rețelele de utilități, vreme de 5 ani. Soluționarea problemei ar fi ca ACET să intervină la conductele de apă, iar ulterior primăria să continue cu asfaltarea carosabilului, precum și cu modernizarea trotuarelor. Această variantă nu este însă posibilă, deoarece fiind ambele proiecte pe fonduri europene, trebuie finalizate în anul 2015. Așadar, primul pas va fi modernizarea arterelor, după care se va interveni cu proiectele de apă și canalizare. Primarul Ion Lungu a afirmat că lucrările vor fi finalizate cel târziu până la data de 15 octombrie.